Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. Marea Britanie alunecă ușor spre ieșirea din Uniunea Europeană. Poporul și-a spus cuvântul. Peste jumătate dintre oameni au votat în favoarea divorțului de blocul comunitar. Anunțul a cutremurat piețele internaționale și a doborât lira sterlină. Decizia finală o vor lua însă politicienii. Doi tineri din Bălți au fost omorâți cu bestialitate și lăsați fără suflare într-o pădure din raionul Râșcani. Victimele au fost ucise cu un ciocan, iar atacatorii le-au furat mașina de lux și bijuteriile în valoare de 100.000 de lei. Tinerii au fost dați dispăruți duminică. Potrivit șefului Inspectoratului de Poliție Râșcan, Anatolie Antoci, suspect sunt un băiat de 26 de ani și o adolescentă de 17 ani. Mașina furată a fost găsită în raionul Comrat, iar obiectele din aur la domiciliul adolescentei. Camioane încărcate cu materiale de construcții trec zilnic prin curtea unui bloc din sectorul Buiucani, iar oamenii se plâng că acestea traversează o alee pietonală și le pun în pericol viețile. De cealaltă parte, proprietarul firmei care desfășoară lucrări în zonă afirmă că pe acest drum poate circula transportul. Oamenii acuză agentul economic de faptul că drumul a ajuns într-o stare deplorabilă din cauza mașinilor de mare tonaj. Mai mult, locatarii sunt nemulțumiți de zgomotul produs de camioane și se tem că micuții care se joacă prin curte ar putea ajunge sub roțile mașinilor. 13 oameni au suferit insolații de când a fost instituit codul galben de caniculă. 9 dintre aceștia sunt internați în spital. Cel mai grav caz s-a înregistrat la Ocnița. Din cauza temperaturilor ridicate, un bărbat a fost găsit pe drum în stare de inconștiență. Avertizarea cod galben de vreme caniculară a expirat joi. Meteorologii însă anunță și pentru astăzi temperaturi de până la 32 de grade Celsius. Atacatorul de la cinematograful din vestul Germaniei a fost ucis de polițiști, dar nu a apucat să rănească pe nimeni. Potrivit forțelor de ordine, acesta a fost împușcat pentru că se credea că a luat-o stateci. În cele din urmă, informațiile s-au dovedit a fi false. Potrivit primelor date anunțate ieri după amiază, un individ armat și mascat ar fi pătruns într-o sală de cinema din apropierea de Frankfurt și ar fi rănit între 20 și 50 de persoane. Forrest Gump există. Un bărbat din China a alergat 222 de kilometri în 45 de ore în numele iubirii. Pentru a susține chinezul în vârstă de 30 de ani, mai mulți oameni s-au alăturat cursei și l-au urmat pe o autostradă din Beijing. Maratonul cu numele Pentru Credință și pentru ea a fost dedicat dragostei pe care bărbatul a sperat să o găsească în drumul său. Bărbatul a fost inspirat de personajul Forrest Gump din filmul cu același nume. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md. Să aveți un weekend liniștit!